și surori, pentru că bunătatea Domnului, așa cum s-a cântat, a fost atât de mare și atât de minunată față de noi, cred că putem să zicem toți din toată inima ca binecuvântat să fie numele. Amin. Îi mulțumim că ne-a binecuvântat și ne-a făcut acest mare har de a sta în prezența Lui. Și vrem ca fiecare dintre noi, după masa zilei de astăzi, să se bucure, pentru că așa se întâmplă atunci când Domnul e prezent, când Duhul Sfânt cercetează inimile, inimile se bucură în Domnul, mărit să-i fie numele. Amin. Vă salutăm pe toți în numele Domnului Iisus Hristos și zice ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Salutăm familia Condor, Domnul să o binecuvinteze. Amin. Salutăm familia Varga, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Salutăm pe fratele Daniel Cornea, Domnul să-l binecuvinteze. Amin. Pe fratele Vasile Puț, cu soția, văd că ajuns și dânsii, Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și vrem ca în seara zilei de astăzi, aici să fie un colț de rai. Amin. Să uităm de problemele, de situațiile grele care sunt în lumea aceasta și să ne conecteze Domnul la cer prin Duhul Sfânt, mărit să fie Domnul. Amin. Mă duc în gândul la unul dintre psalmiști, la psalmistul David, și în Psalmul 40, cu versetul 1, spune un lucru așa de frumos. Îmi pusesem nădejdea în Domnul. Lăudat să-i fie numele. Vedem că avem un Dumnezeu mare, frați și surori. Vedem că acest om spune acest lucru și o spun și alții. Dar rămân la ideea aceasta acestui om. A fost într-o situație grea. A fost într-o situație dificilă și spune el că și-a pus nădejdea în Domnul. Și uitați-vă dumneavoastră ce Dumnezeu mare avem. El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele gloriei Lui. Să știți că niciodată Domnul nu trece nepăsător. Să știți că e cea mai bună asigurare, frați și surori. Pentru că ne despăgubește complet 100%. Pentru că promite că ne dă ce are El mai scump. Ceea ce a pregătit pentru El, unde va locui, El vom locui și noi cu El, mărit să-i fie numele. Cine mai face lucrul acesta pentru noi? Mai face cineva? Așa e că ne-am pus nădejdea de multe ori multe lucruri și am rămas dezamăgiți, pentru că nu s-a plecat nimeni spre noi. Așa e că de multe ori nu mai sunt rezolvare, chiar dacă suntem asigurați 200%. Mâna, piciorul, nu ne mai poate da nimeni. Dar Domnul e acela, așa cum am spus, care și-a plecat urechea spre noi, ne-a ascultat strigătele și auziți dumneavoastră ce lucru frumos mai spune El. M-a scos din roaba pieirii, din fundul mocirlei. Binecuvântat să fie Domnul. Nu rămas doar la atâta, nu rămâne doar la atâta Domnul cu noi. Doar să ne asculte și doar să-și plece urechea spre noi când strigăm către El. Uitați-vă dumneavoastră ce lucru minunat face. Ne scoate din groapa mocirlei, de acolo de unde ne afundăm, din păcat, din fără de lege, ne scoate de acolo să nu ne mai afundăm. Și ce face? Mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mărit să fie. Amin. Uitați-vă dumneavoastră ce lucrare minunată. De ce suntem în seara asta prezenți în locul acesta? Pentru că Domnul ne-a pus picioarele pe stâncă. Amin. Pentru că El ne-a întărit pașii și a mai făcut ceva, auziți dumneavoastră. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Slăviți să fie Domnul! O și schimbat caracterul nostru. Ne-o schimbat complet. Mărit să-i fie numele. De aceea și în seara zilei de astăzi, schimbați în totalitate, mântuiți de Domnul, vrem să-i cântăm și să lăudăm numele Lui Cel Sfânt. Și tot ce vom face în seara zilei de astăzi, să fie spre gloria și spre slava numelui Său. Lăudați să-i fie numele. Haideți să ne ridicăm în picioare.